Χριστός αναλυσάτε. Eccellenzele vostre, preacucernici părinți și persoane consacrate, stimate autorități, și înainte de toate și de toți, dragi tineri, acum când mă îndreptam spre microfon, părintele din stânga mea mi-a spus curaj. Și parcă am mai mult curaj pentru că mi-a dat părintele. Când m-a invitat Monseniorul Gherghel pentru această zi, m-am gândit, poate era mai bine să fi chemat un preot tânăr să țină predica, dar m-am gândit prea târziu pentru că îi spusesem deja că vin eu, așa încât răbdare. Iubiți tineri, nu știu cât am să vorbesc, cât de lung sau cât de puțin, dar vreau să vă spun câteva lucruri din tot sufletul. Și pornesc de la amintirea Papei Ioan Paul al II-lea, când a voit ca biserica să trăiască în 1985 prima întâlnire mondială a tineretului catolic, a voit ca tinerii din biserică, adunându-se, fiind împreună, să aibă simțul bisericii, să aibă simțul credinței, să aibă simțul practicii religioase, să aibă simțul și față de aproapele. Adunarea noastră nu este una mondială, este locală, diecezană, a tineretului acestei dieceze. Și ne întâlnim cu același scop, având ideea Papei Ioan Paul al II-lea, a Sfântului Ioan Paul al II-lea, ca să avem în noi, repet, simțul bisericii, simțul credinței, simțul practicii religioase, simțul iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Și prin aceasta să avem și să păstrăm în noi simțul identității catolice. Am spus-o de mai multe ori, în diferite ocazii, gândindu-mă la trecutul dinainte de 89, comunitățile noastre catolice, de la sate, de la orașe, de pretutindeni, au păstrat identitatea catolică, având întotdeauna ceea ce spuneam mai înainte, simțul bisericii, simțul credinței, al practicii religioase, simțul iubirii de Dumnezeu și de aproapele, și frecventând biserica, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, au păstrat identitatea catolică. Și așa suntem noi aici, pentru că ei, înaintașii noștri, ne-au transmis simțul acestei identități catolice. Și voi, tinerii, care sunteți aici, și cei care n-au putut să vină, voi aveți această frumoasă și mare misiune să trăiți și să transmiteți mai departe simțul acesta al bisericii, al credinței, al trăirii credinței, al iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Să dați mai departe generațiilor care vin simțul identității catolice. Iubiți tineri, când biserica pune în fața voastră învățătura de credință, nu vrea să vă lege libertatea. Dimpotrivă, vrea să vă îndrepte
pe căi cu adevărat binecuvântate de libertatea curată, de libertatea adevărată, de libertatea fiilor lui Dumnezeu. Zilele trecute am citit câteva pagini dintr-un scriitor portughez. El are o carte reprezentativă, Fernando Pessoa se cheamă, autorul, iar cartea se cheamă Cartea Neliniștirii. Este un monolog lung, trist, un monolog în care protagonistul cărții spune, a romanului spune, iată, timpul care trece, ce-am fost n-am să mai fiu, ce-am avut nu voi mai avea, cei care m-au iubit când eram copil au murit, da, și morții, parcă m-au alungat din inima lor și așa mă simt ca unul izgonit, ca un cercetător care stau în fața porților închise cu zăvorul tăcerii. Iubiți tineri, biserica dându-vă simțul credinței și simțul practicii religioase, simțul identității catolice, nu vă trimite în fața porților închise, zăvorâte de singurătate și de suferință. Dimpotrivă, așa cum aveți voi drumuri deschise ca tineri, vă trimite spre libertatea fiilor lui Dumnezeu, care respectă legea divină și care respectă legile omenești. Și prin aceasta, făcându-vă, pregătindu-vă un drum al libertății adevărate. Pomeneam de Papa Ioan Paul al II-lea și din nou îl amintesc. În 1980 a scris enciclica de care ați auzit, cred că de mai multe ori, Dumnezeu bogat în milostivire. Ce a voit Papa să ne transmită? La fel, simțul bisericii, simțul acela prin care noi știm că suntem un împreună prin aceeași credință și prin aceeași speranță. Prin această enciclică, Papa a voit să știm să privim împreună spre Dumnezeu cel milostiv, spre Tatăl Ceresc, care ne așteaptă mereu ca să-i vorbim, ne așteaptă să-l ascultăm, ne așteaptă ca să-i dovedim că suntem cu adevărat fiii săi. Și în aceeași enciclică, Papa vrea să privim la chipul lui Hristos și să vedem în el semnul suprem al milostivirii cerești. Semnul suprem al milostivirii cerești. El este, spune Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, drumul și poarta milostivirii pentru fiecare din biserică și pentru întreaga biserică. Și spune același papă că biserica, un împreună care privește la chipul milostiv al lui Dumnezeu, este comunitatea celor iertați și comunitatea iertătoare. Deja iată încotro ne trimite enciclica spre tema înțelegerii aproapelui și spre tema iertării lui. Dar să vă spun ceva și despre un alt sfânt, Sfântul Bernard. Sfântul Bernard, vorbindu-le călugărilor, de fapt, voi nu sunteți călugări, dar cuvintele sunt valabile pentru toți, pentru noi toți.
tineri și în vârstă. Sfântul Bernard spunea că în viața spirituală există trei parfumuri. Trei parfumuri. Primele două sunt căința și evlavia, spune Sfântul Bernard. Căința care aduce iertarea în suflet, iertare pe care o păstrează evlavia în noi. Dar continuă, spun Sfântul Bernard și spune, al treilea parfum însă este cu totul special, cu totul special. Este parfumul compasiunii sau al milostivirii. Acest parfum, spune Sfântul Bernard, are în compoziția sa lipsurile săracilor. Lipsurile săracilor. Apoi, are suferințele tuturor nenorociților. Suferințele tuturor nenorociților. Prin acest parfum, noi luăm legătură cu cei care sunt cu adevărat oprimați, sunt oropsiți, sunt singuri, izolați. Prin acest parfum, noi arătăm că purtăm în noi simțul credinței. Simțul credinței. Iubiți frați și surori, trebuie să amintesc și de Papa Francisc. Papa Francisc, el ne-a chemat să celebrăm anul milostivirii și noi ne-am adunat aici sub acest cuvânt să fim milostivi precum Tatăl Ceresc. Cum reușim noi să fim milostivi precum Tatăl Ceresc? Întâi, ne aduce aminte a doua lectură. Credința pe care o avem, dacă nu aduce roade, este moartă. Deci, trebuie să avem o practică a credinței, trebuie să o trăim așa cum am învățat, rugându-ne, participând la liturghie, spovedindu-ne, primind Sfânta Împărtășanie. Dar nu numai atât. Mai avem și alte obligații. Și Sfântul Părinte ne amintește de faptele de milostenie trupească. De ce ați auzit? N-are rost să vă mai vorbesc atunci, nu? Și totuși, și totuși, faptele acestea nu sunt pentru a le aminti, pentru a le citi, ci pentru a le da viață noi, noi înșine, noi înșine. Pentru că simțul credinței ne învață cum să privim la cei lipsiți. Cum spune Evanghelia, am auzit glasul lui Iisus în Evanghelie. Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat și mi-ați dat să beau. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, străin și m-ați primit, bolnav și m-ați vizitat, închis și m-ați căutat. Și atâtea altele în care poate suferi omul, atâtea altele. Simțul credinței trebuie să ne dea sensibilitatea aceasta față de aproapele, ca să putem spune, să putem îndrăzni să spunem că vrem să fim milostivi ca Dumnezeu. Și apoi mai sunt
faptele de milostenie sufletească. De ce are nevoie sufletul omului? Are nevoie de un sfat bun, de o mângâiere sufletească, de o învățătură, are nevoie de iertare, are nevoie de rugăciune. Au nevoie de rugăciune cei vii ca și cei morți. Și mai sunt și alte nevoi sufletești pe care le putem observa la cei care sunt în jurul nostru. Și prin această practică, nu numai că dovedim că încercăm să fim milostivi ca Dumnezeu, dar încercăm să trăim unitatea noastră în biserica noastră. Dacă vom fi la fel în această practică, vom face vizibilă identitatea catolică, identitatea credinței noastre. Vom fi un împreună viu, viu acum și apoi vii în fața lui Dumnezeu, după mormânt. Dar până atunci sperăm că mai este. Mai este și avem timp să dovedim în fața conștiinței noastre, în primul rând, dar și în fața altora, că suntem fii ai lui Dumnezeu, că vrem să limităm pe Dumnezeu în această milostivire și că vrem să purtăm împreună darul credinței, aducând roade pentru noi și pentru alții. Aș vrea să mă întorc la prima lectură. Ați auzit-o? Este vorba de o imagine frumoasă. Păstorul este Dumnezeu, iar noi suntem turma lui Dumnezeu. Am auzit cum Dumnezeu îi privește pe toți din turmă și are grijă de fiecare în parte. Îl caută pe cel pierdut, îl aduce înapoi în staul pe cel rătăcit, pansează pe cel rănit. Gândiți-vă! Și noi putem să rătăcim și noi ne putem pierde și noi putem fi răniți. Mă gândesc la rănile sufletești, în primul rând, la rătăcirile sufletești. Privirea lui Dumnezeu ne caută pe toți, în fiecare zi, în orice situație. Turma este încredințată grijii lui Dumnezeu. Turma este încredințată grijii lui Dumnezeu. Și privindu-vă pe voi, dragi tineri, de aici de aproape, și văzând până aproape departe capetele voastre, mă gândesc, cu multă speranță știind că sunteți în grija lui Dumnezeu. Sunteți în grija lui Dumnezeu, Dumnezeu vă cunoaște și voi în drumul nostru, în drumul vostru, aceasta este urarea mea, să nu uitați și să nu pierdeți niciodată simțul bisericii. Să nu uitați niciodată simțul credinței. Să nu uitați simțul practicii religioase, simțul iubirii de Dumnezeu și de aproapele, pentru că acest simț păstrează vă păstrează pe voi, ne păstrează pe noi toți. Sfânta Fecioară Maria
să mijlocească pentru voi, dragi tineri, un drum luminos în viața voastră. Un drum în care să vă bucurați în inima voastră de ceea ce faceți, de ceea ce împliniți și să fiți bucurie pentru familiile voastre, pentru parohiile voastre, pentru dieceza voastră. Excelența voastră, Petru Gherghel, privind acest tineret al diecezei de Iași, îl privesc, spun încă o dată, cu toată speranța, pentru că sunt cu toții în grija lui Dumnezeu, sigur și în grija episcopului, dar grija lui Dumnezeu este aceea care astăzi și mereu ne dau curajul speranței. Să nu pierdeți niciodată acest curaj. Hristos!